Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române, din nou de aici, din Muzeul Civilizației Populare și Tradiționale Astra, vă îmbrățișez cu dragoste și mulțumesc încă o dată anfitrionilor noștri. Mai cu seamă că astăzi este ziua în care o prăznuim pe Sfânta Mucenică Drosida, fiica lui Traian. Repet, facem acest parcurs ca să nu uităm de unde venim, pentru că se pare că am uitat de foarte multă vreme direcția înspre care ne îndreptăm. Cuvântul pe care vreau să vi-l pun la inimă astăzi, în prima zi după Duminica Ortodoxie, aceea care răsună de cuvintele urmează, pe care Domnul Hristos le spune apostolilor săi, este un cuvânt din Isaia, unul dintre profeții Vechiului Testament. În ziua aceea se va arăta mlădița Domnului în podoabă și slavă și roadele pământului în mărire și în cinste pentru aceia din Israel care vor fi scăpat. Când vorbim despre roadele pământului, sigur că vorbim despre roadele acestea din care ne hrănim inclusiv în timpul postului, care, observați, nu mai sunt date așa să fie câștigate în sudoarea frunții și în greutate, ci sunt roade cinstite de însuși Dumnezeu, sunt dăruite în mărire și în cinste pentru aceia din Israel care vor fi scăpat. Cuvântul este greu, mai cu seamă că ne apropiem de sărbătoarea Bunei Vestiri și, într-un fel sau altul, aceste cuvinte ale lui Isaia se referă la răbdarea aceasta, la rodirea în răbdarea unui popor care a învățat să aștepte. Pentru cuvântul duhovnicesc de astăzi m-am gândit și la un cuvânt din Sfântul Marcu Ascetul, cuviosul Marcu Ascetul din Filocalia I, despre legea duhovnicească în 200 de capete. Și îmi permit să vi-l citesc. Tot binele este dăruit de Dumnezeu cu un rost oarecare și cel ce îl primește cu această credință nu-l va pierde. Credința neclintită este turn întărit, iar Hristos se face toate celui ce crede. E lecția cea mai de preț pe care o avem de îndeplinit în această sărbătoare a păstirii între Duminica Ortodoxiei și Duminica Sfântului Grigorie Palama. Suntem puși la încercare în credința noastră și atunci se vedește în această încercare dacă ceea ce numim a fi credința noastră este până la urmă roadă întărită în mărire și în cinste pentru cei care vom fi scăpat către postire, dar în aceeași vreme și turn neclintit de neabătută nădejde că Hristos este parte integrantă a postirii noastre. Suntem pe calea aceasta, într-un fel sau altul, legați de Duminica Ortodoxiei, dar și de praznicul ce se apropie. E drept, cu pași mici, dar fundamentali, acel al Bunei Vestiri. Astăzi am spus, prăznuim și pe Sfânta Mucenică Drusida, fiica lui Traian. Un Traian pe care, din istoria bisericii, îl putem identifica un om cinstit până la urmă, pentru că încearcă să-i salveze pe creștini dinaintea multelor minciuni care îi sufocau. Dar Drusida rămâne prin ea însăși un model de supraviețuire într-o lume a imperiilor, într-o lume a sforăriilor politice și a unei diplomații răsturnate în foarte multe momente ale ei. De aceea îngăduiți-mi astăzi să vă spun aceste gânduri încă o dată și încă o dată. Tot binele este dorit de Dumnezeu. Mâine este o nouă zi.